Pe ordinea de zi a prezentului, socotesc că ar trebui să fie descoperirea conștiinței a tot prezenței lui Dumnezeu și trăirea în lumina a tot prezenței lui Dumnezeu. O idee esențială, centrală, principală în teologia, în gândirea și în spiritualitatea părintului nostru Arsenie Boca. Ne învățăm să descoperim și să trăim, dacă se poate, neîncetat în lumina a tot prezenței lui Dumnezeu. Să nu le exilăm pe Dumnezeu undeva departe în trecut sau undeva foarte departe în viitor sau undeva foarte departe în cosmos, ci să-L descoperim pe Dumnezeu în fiecare loc și în fiecare timp și să trăim creștinește în lumina acestui adevăr dogmatic. În al cincilea rând, ca prioritate pe ordinea de zi a prezentului, aș socoti că este necesară descoperirea și trăirea dogmei despre șederea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceruri de-a dreapta Tatălui. Hristos ieri și azi și în veci este același. Așa cum l-a văzut Sfântul Arhidiacon Ștefan în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetele 55 și 56. Iată, a zis Sfântul Ștefan, și astăzi prăznuim pe Sfântul Ștefan cel Nou, pomenit în ziua de adormire a părintului nostru Arsenie Boca. Iată vă cerurile deschise și pe Fiul Omului șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca ne-a învățat și ne învață ca și noi să credem în cerurile deschise, să contemplăm cerurile deschise și să fim conștienți în fiecare zi și în fiecare ceas și dacă s-ar putea în fiecare clipă de șederea Mântuitorului Iisus Hristos, cel înviat și înălțat la ceruri, de-a dreapta Tatălui, de unde conduce lumea. Trăim vremuri complicate și aseară mi-a citit cineva un cuvânt al părintului nostru Arsenie Boca, spuse în urmă cu mulți, mulți ani, poate 40 de ani, unei credincioase sau unui credincios, despre faptul că vor veni vremuri grele și boli necunoscute când oamenii vor cădea din picioare. Și iată că trăim aceste vremuri. Pentru că mulți m-au întrebat ce de făcut dacă se vor mai închide sfintele noastre biserici, precum a fost în primăvara acestui an. Și la toți le-am răspuns așa. Fiecare credincios, mirean, bărbat sau femeie, este bine să-și zidească și să-și titorească câte un paraclis ortodox în sufletul său, în inima sa. Fiecare preot să zidească și să-și titorească o biserică în sufletul său de preot și păstor de suflete și duhovnic. Fiecare călugăr sau călugăriță, monah sau monahie, să-și zidească și să-și titorească o mănăstire sau un schit în propriul suflet. Și fiecare ierar sau episcop, arhiereu, să-și zidească și să-și titorească câte o catedrală în sufletul său. Aceste gânduri am dorit să le expun la această pomenire de 31 de ani a preacuviosului părintului nostru Arsenie Boca. Sfântul proroc Ilie Tezbiteanul, după
pogorârea focului dumnezeiesc din cer prin rugăciune peste jertfa de pe Carmel, a spus regelui Ahab: se aude vuiet de ploaie, înhamă și fugi, că se aude vuiet de ploaie. Mi se pare că auzim și noi, într-un fel sau altul, vuiet de ploaie. Și atunci când vine furtuna, atunci când vine grindina cu virus din ce în ce mai mare, bine este să căutăm adăpost. Iar adăpostul este Dumnezeu, Biserica lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, acoperământul Maicii Domnului, evlavie, credință, rugăciune către Părintele nostru Arsenie Boca și către toți Sfinții români și către toți Sfinții Bisericii noastre Ortodoxe. Când se aude vuie de ploaie, e bine să te pui la adăpost, tu și familia ta și oile duhovnicești încredințate spre păstorire. Iar adăpostul este epitrahilul lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ierte păcatele, să ne ferească de virus și să ne ocrotească, dacă este cu putință, să nu ajungem la vaccinuri. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne vedem aici, la pomenirile Părintului nostru Arsenie Boca, și cât mai gramnic la ziua de prăzuire a Sfântului Părintului nostru Arsenie Boca. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!